Spectacolele de păpuși ale Teatrului Gulliver, atât de adorate de copii, se desfășoară de mai bine de 2 ani pe scena Teatrului Dramatic Fanny Tardini. De vină este faimoasa Ordonanță 63 din 2010, care a obligat autoritățile pe timpul mandatului trecut să transfere instituția în cadrul Teatrului Dramatic și să o lase și cu o organigramă subțire. Aleșii au luat din nou în discuție reînființarea instituției de cultură dedicată copiilor, problema fiind ridicată de consilierul local Eugen Găvan. Mă bucur că și noul director al Teatrului Dramatic își propune reînființarea Teatrului de Păpuși Gulliver ca instituție publică de cultură de sine stătătoare. Înțeleg că obstacolele legislative la această oră sunt mari în această direcție, dar totuși îi propun noului director să rupă în ghilimele ușa primăriei și a Ministerului Culturii în perioada următoare pentru a identifica totuși o soluție de reînființare a Teatrului de Păpuși Gulliver ca entitate culturală a municipiului Galați. Directorul Teatrului Fanny Tardini susține că își dorește reînființarea Teatrului Gulliver ca instituție cu personalitate juridică și care să funcționeze independent. Mi se pare un lucru de bun simț ca Teatrul Gulliver să-și recapete personalitatea juridică, să redevină instituția care a fost, pentru că așa e normal. Deci, repet, nu cred să fie impedimente, pentru că fiind un lucru normal, e de bun simț să se facă, mai ales că eu așa consider și nu numai eu, a fost o decizie total aberantă desființarea acestui teatru, în care este copilăria multora dintre noi, locuitorii orașului. Acum funcționează ca și secție. Acum ei sunt secție în cadrul teatrului nostru, printr-o hotărâre a Consiliului Local mai veche. Deci este un buget comun care se folosește în proiectele care se fac pe secția noastră și pe secția lor. Fondat în 1952, Teatrul de Păpuși Gulliver este una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din țară. Cu repertoriul curent de peste 20 de titluri, Teatrul Gulliver și-a făcut o misiune de onoare din atragerea publicului juvenil către lumea animației scenice. Teatrul Gulliver este organizatorul uneia dintre cele mai importante festivaluri de gen din țară, Festivalul Internațional de Animație Gulliver, care an de an adună trupe din țară și de peste hotare. Faptul că această instituție și-ar putea recăpăta personalitatea juridică, eventual cu un nou sediu, ar fi un beneficiu major pentru cultura gălățeană.